Cetățenii ucraineni care ajung pe teritoriul României au dreptul de a accesa toate tipurile de servicii medicale pe perioada șederii în țara noastră, iar în cazul celor care doresc să obțină statutul de refugiat, se aplică prevederile legale specifice în vigoare, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Spitalele din Iași și din toată România oferă asistență medicală gratuită pentru refugiații ucrainieni care au fugit din calea războiului. Trebuie ajutați, pentru că sunt într-o fază foarte grea, foarte grea. Ucrainenii care ajung în România vor avea parte de servicii medicale. Da, e un lucru foarte bun. Trebuie ajutat, sigur. E un lucru extraordinar de bun. Deci considerați că țara noastră ar trebui să-i ajute? Da, sigur. Refugiații beneficiază de acelea servicii medicale ca asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și de medicamentele, materialele sanitare, dispozitive medicale și servicii cuprinse în programele naționale de sănătate curative, au transmis reprezentanții unității medicale. Da, foarte primitori români. Săritori. Săritori români. Să duc fiecare un nepot în toată Europa, numai să scape de război. E rău. Da. Păi săracii de ei și cu copiii și cu... Asta este. Trebuie să aibă grijă cineva de ei. Deci spuneți că ar trebui să-i ajutăm. Normal. Păi și noi, dacă am fi în locul lor, tot la fel ne-ar ajuta. Tot la fel ne-ar ajuta. Așa că și noi trebuie tot la fel să... Și le mulțumim, în primul rând trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, că Dumnezeu are grijă de noi. Și să-i dea minte lui Putin, Dumnezeu să aibă grijă să-i dea minte. Și clinicile private au pus la dispoziție refugiaților o serie de servicii medicale gratuite. Vorbim despre testările PCR și antigen rapid, în special pentru ucrainienii care sunt în tranzit în România către altă țară europeană, dar și suport psihoemoțional de specialitate.